Avem raniță în cazul de față, cam 25% sau și mai bine vermicompost. Acum vă arăt mranița. Eu nu am cernut-o, deși cred că ar fi trebuit, ar fi fost o idee foarte bună. Deci asta e mranița minunată și asta e o mraniță curată. Putrezită bine. Găsit de la un domn sat. Mai, deci oricât de curat ar fi, tot mai găsiți bucăți de plastic și alte nebunii. Da, asta e soarta. Bun, mraniță, da? Turbă. Cam 65%. Am folosit din asta. Na, mulți sunt de părere că nu ar trebui să folosim turba. Eu în punctul ăsta n-am găsit un înlocuitor mai de bun simț. Asta este vermiculit. E cam mare, e dimensiunea medie. Eu zic că e fin, dar e cam mare. Soil blocks, alcătuită din turbă, cam 65%, 25% bălegar, mraniță de fapt, și restul vermiculit. În loc de vermiculit se poate folosi și perlit, însă mie nu prea place să lucrez cu perlitul. Are un praf care mă cam deranjează la plămâni. Și acum ăsta a stat ceva timp așa în cutie. Și vreau să văd dacă mai trebuie apă. Uite ce am găsit asta. Da, dacă vă luați măraniță de oriunde sau chestii care au intrat în contact cu mranița, aveți șanse să dați peste tot felul de ghidușii. De asta e bine să folosiți mănuși, nu faceți ca mine. Mie îmi place să lucrez cât mai mult cu mâinile goale, dar nu e neapărat cea mai bună abordare. Bun, să vedem dacă e compoziția care trebuie. Eu cred că mai trebuie un pic apă. Rețineți sunetul și vedeți cum le vibrează, da? Trebuie să vibrezi un pic mai tare și să fac un sunet mai, mai plin de apă, nu știu cum să le explic. O să vedeți acuși. Ia să vedem ce o să iasă. E prima dată când folosesc soil blocul ăsta. Trebuie comprimat. Foarte bine, sau cum? Da, comprimat, cred. Și testul. Bun. Deja cum se simte la mână sunt prea uscate, dar un test ar fi așa. Îl dăm în palmă și dacă își menține forma cât de cât, înseamnă că treaba e bună. Dar dacă s-a sfârmat în felul ăsta, e clar că mai trebuie apă. Am venit pregătită. L-a luat.
nu am cernut mranița, deși cred că ar fi trebuit. Și mai găsesc bucăți de-astea mai mari. Nu e neapărat un lucru bun, dar nu cred că e o problemă mare. Dar așa, și o să găsiți și chestii de-astea din belșug, de la prelate. Parcă se apropie. Vedeți cum? Pac, 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 pac. Wiggle, 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 wiggle. Cam aia e. Ia, acum să testăm. Asta ajută dacă înainte să îl folosim, îl scufundăm un pic în apă. La momentan am să fac așa. Ia, deja se simte mult mai bine la mână. Dacă ar fi fost cufundat în apă, ar fi ieșit mai ușor. Vezi, deja are o formă mult mai faină. Și testul suprem. A? Asta-i. Altă măzăriche, mazăre, alte tăbii cu mazăre.
drăguță simpatică. Măi, 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 măi. Scriești mare, da?
Astea sunt blocks-urile. Și astea sunt răsadurile făcute cu soil blocks-urile cele mai mici, pătrățelele, vizitele, vizitele. Avem spanac, salate, muștaruri. Cred că au stat un picuț cam mult. Au mai bine de o lună, adică nu stau în chestiile astea micuțe. O parte dintre ele le voi pune în soil blocks de genul ăsta, mai mari, și o parte am să le pun direct în pământ, să văd ce iese. Mic experiment. O să mă folosesc de lingurița asta, ca să mută soil blocks-urile mici. Vedem ce iese. A fost o extracție semi-reușită. Cred că am să le mai pun la final câte un picuț de turbă deasupra. Spanacuțul! Asta deja săracul are nevoie de spațiu, se cunoaște. Michichelul el. Am transplantat o parte din cubulețe, cred că mai am pentru încă o tavă. Plantuțele cele mai mari o să le pun în grădină, în seră, de fapt. Așa. Cubulețele, înainte să le pun, le-am udat. Și acum, după ce le-am pus, am să mai ud o dată toată povestea. Da, cu pulverizatorul. Le-am pus un pic mai la umbră, na, cât de cât. O să aibă un pic de soare dimineață. Le-am ascuns după seară. Răsadurile mai mari am să le pun în seră, le transplantez azi și vreau să văd cum procedez.
O să mai pun puțină turbă. Două mâini, una, două mâini, depinde cum simțim. Și la final am să ud mai multe răsaduri odată. Mi-am lăsat semnul, ne-a rămas. Și cam asta. Păi așa murdare că am folosit-o ca să plătesc soi blocul, blocărul, să cum să mă fie numai.